În ședința ordinară a Consiliului Județean de azi a fost liniște doar când s-a intonat imnul național, pentru că imediat după ultimele acorduri au început disputele. De departe, cea mai interesantă a fost intervenția consilierului județean Constantin Buduru, care i-a cerut demisia lui Vasile Mustățea din funcția de președinte al Consiliului Județean Giurgiu. Buduru a propus ca de pe ordinea de zi să fie eliminat punctul numărul 6, care prevedea aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu. Consilierului județean nu i s-a părut moral ca de pe ordinea de zi să lipsească aprobarea bugetelor pentru primăriile giurgiuvene, așa că i-a cerut demisia lui Mustățea. Vă solicit să scoateți punctul numărul 6 din respect pentru cetățenii județului Giurgiu, deoarece ani de zile s-au votat atât bugetul județean cât și bugetul unităților administrative. De pentru care, în cazul că nu faceți acest lucru, eu vă cer dumneavoastră demisia în această funcție, pentru că acești cetățeni din județul Giurgiu trebuie să beneficieze de aceleași fonduri. În cazul în care nu vă dați demisia, voi solicita o campanie la nivelul județului de demiterea dumneavoastră în această funcție ca frână în dezvoltarea județului Giurgiu cu referendum pe data de 25 mai. Solicitarea lui Buduru l-a lăsat indiferent pe Vasile Mustățea, care i-a dorit acestuia succes în demersurile sale și respectarea procedurilor legale. Din păcate sau din fericire, sugestia consilierului Constantin Buduru de a fi scos de pe ordinea de zi proiectul cu numărul 6 nu s-a bucurat de succes, fiind respins de consilierii județeni.